Corina Crețu s-a arătat dezamăgită de modul în care România a gestionat fondurile europene în actualul exercițiu financiar. Vă spun sincer că mă doare sufletul uneori când văd că România în actualul exercițiu financiar nu a reușit să atragă niciun ban. Suntem într-un dialog permanent cu autoritățile naționale pentru a demara exercițiul financiar. Este vorba de 23 de miliarde din politica de coeziune și Fondul de Dezvoltare Regională este poate ultima șansă istorică pe care țările noastre o au de a avea asemenea concentrări de fonduri pentru dezvoltarea economică a regiunilor noastre. La început am primit Europa ca un fel de Moș Crăciun care vine cu un sac din care trebuie să iasă tot ce ne doream noi. După aceea ne-am trezit un pic și am început să înțelegem că a intra într-un proiect european înseamnă și sacrificii. Oficialii europeni au declarat că, deși procesul pentru accesarea de fonduri europene este unul destul de dificil și trebuie menținut un mecanism de control eficient, se fac mari eforturi pentru simplificarea și reducerea birocrației. Încercăm să sprijinim munca acestui grup și să sprijinim eforturile comisarilor să facem politicile de coeziune mai prietenoase, mai ușor de înțeles și mai ușoare pentru toți beneficiarii. Conferința pe tema simplificării fondurilor structurale și de investiții a reunit la Cluj mai multe personalități ale instituțiilor Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai.